aflăm acum la finalul primului program, în care o echipă de oameni tineri încearcă să definească proiectul lor de viitor. Obiectivul programului Lider pentru Justiție este formarea unei echipe de oameni care să aibă un set de abilități necesare pentru a schimba fața justiției în România. Vom continua proiectul mai mult timp, câțiva ani, în ideea de a scoate mai multe generații de studenți, de absolvenți, care să-și definească rolurile în viitorul sistemului judiciar, astfel încât peste ani să putem găsi adevărați lideri în justiție. Aici, în programul Lider pentru Justiție, am încercat să oferim membrilor proiectului acel set de abilități necesare pentru a-și realiza visele și a-și găsi rolul. Rezultatele așteptărilor noastre se vor măsura în două direcții. Odată vom vedea câți noi membri avem, cât de mult entuziasm am creat cu acest program pentru generațiile care vin, și pe de altă parte vor începe să apară rezultate concrete ale proiectelor pe care generațiile trecute din Lider pentru Justiție le pun în practic. Care sunt abilitățile pe care le-au îmbunătățit cursanții la proiectul Lider pentru Justiție? Abilități de management, abilități de comunicare, abilități de lucru în echipă, abilități de gândire critică, abilități de scriere, de prezentare. Adică toate acele lucruri practice de care un om are nevoie să convingă, de care un om are nevoie să-și pună un proiect personal sau al unei echipe în practică, aici la Lider pentru Justiție oferim atât training, cât și oportunitatea unor contacte noi, variate, atât între membrii echipei, cât și între proiect și personalități ale lumii juridice.